Așa se întâmplă câteodată la întâlnirile noastre, că uneori mai mult cântăm, alteori mai mult vorbim. Încă nu știu dacă s-a întâmplat mai mult să ne rugăm, dar probabil că joia se întâmplă și lucrul ăsta. Dar cumva Dumnezeu să armonizeze în inima noastră toate părțile acestea ale închinării noastre și ale slujirii noastre și cumva să vedem că îi dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu prin faptul că am vrea să-L avem în mijlocul nostru explicat atât cât ne luminează Dumnezeu. Am vrea să ne vorbească inimilor noastre în orice vremuri am fi și mai ales prin vremurile astea care cumva apar mai tulburi. Am vrea să nu fie departe de noi cuvântul lui Dumnezeu și am vrea ca mereu să ne alipim de El. Așa că continuăm cu seria noastră de predici, de mesaje din Epistola către Romani și am ajuns la capitolul 11 de ceva vreme și acum e ultima parte a capitolului 11 și spre bucuria unora, spre întristarea altora, capitolul 11 este ultimul capitol, cumva, din partea asta, cum să zic, mai teoretică, mai teologică. Nu că ce urmează n-ar fi fundamentată în Scriptură și în teologie, în înțelegerea noastră despre Dumnezeu și despre lume, dar din capitolul 12 încolo apar mai multe îndemnuri din astea așa mai din viața de zi cu zi, poate cum este implicat Dumnezeu, ce înseamnă chemarea noastră în viața de zi cu zi, cum se vede un credincios, având parte de toate capitolele 11, cum se vede un credincios din capitolele 12 până în 16. Așa că încheiem, vedem cum încheiem capitolul 11 din partea aceasta primă a Epistolei către Romani. Și spune așa din versetul 25, citim până la final. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru. Dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi, odinioară, n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. În prima parte am văzut în capitolele de început, cumva, și vrem să ne amintim despre tema asta generală în epistola, pentru că trecem prin epistola către Romani, dar n-am vrea să nu pierdem tema centrală, adică, domnule, ce e în Romani? Despre ce e epistola asta? De ce o studiem? Ce se vorbește? Care e mesajul epistolei către Romani? Și atunci, de fiecare dată încercăm să ne readucem aminte ceea ce Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, vrea să spună prin epistola către Romani și prin capitolele de început de până acum. Și până acum e clar că o temă centrală a fost îndreptățirea prin credință.
mântuirea noastră, da? Nici de cum nu am vrea să pierdem din vedere lucrarea minunată pe care Dumnezeu a făcut-o cu fiecare dintre noi. E adevărat că nu ni se vorbește încă despre ce să facem în pandemie. Nu ni se vorbește ce să facem când ajungem pe un pat de spital, în mod explicit, poate. Dar rădăcina pentru care facem ce facem se găsește în Romani, se găsește în Scriptură și în primele capitole. Și anume, cine suntem noi și cine este Dumnezeu. Și mântuirea, Pavel începe din start în capitolul 1 cu toți oamenii în aceeași oală. Toți, absolut toți oamenii care se nasc, s-au născut și vor fi născuți vreodată, toți oamenii sunt condamnați și au parte de mânia lui Dumnezeu despre care am auzit mai înainte. Toți. Nimeni nu poate să iasă din oala aia. Nimeni nu poate să iasă și nu va ieși vreodată. Numai că, mergând mai departe, Pavel spune că unii ies din oală. Și numește el asta credință. Unii sunt îndreptățiți prin credință înaintea lui Dumnezeu, pentru că unii cred în jertfa Domnului Iisus. Unii cred că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, a venit pe pământ, născut din fecioară, a trăit o viață fără păcat, cum am citit în Petru, a mers la cruce și a dat viața de bună voie pentru păcatele celor care vor crede în jertfa Lui. Și unii crezând asta, ies de sub condamnarea, vezi 1 Tesalonicen, ies de sub mânia lui Dumnezeu. Și mergând mai departe, Pavel spune că, de fapt, trăgând un pic cortina și ajungând un pic la ce se întâmplă, de fapt, dincolo de ceea ce se vede, cei care cred sunt cei aleși din veșnicie să creadă și să primească viața veșnică. Și ei au fost chemați, printr-o chemare generală, ceea ce facem și noi, și Scriptura, și toți evangheliștii și credincioșii în lumea asta, răspândesc vestea bună celor necredincioși și cheamă la pocăință la Dumnezeu, dar și printr-o chemare interioară pe care Dumnezeu o face celor credincioși. Suntem născuți din nou pentru că Dumnezeu a lucrat în inima noastră întâi. Și am fost înviați și ni s-a deschis ochii și L-am văzut pe Domnul Iisus Hristos și am putut să-L prețuim și am avut parte de ceea ce se numește metanoia, schimbarea gândirii, schimbarea vieții, pocăința. Ei, asta este parcursul pe care ne-l aduce aminte din start Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu se joacă cu fraților, ce mai faceți în Roma, cum mai au mai construit ăștia ceva străzi cu conductele, viaductele, ceva, am auzit că sunteți înainte rău de tot față de noi, cum o mai duceți cu starea materială, aveți resurse, să vă ajutăm, să ne ajutați, suntem și noi vai de steaua noastră, nu-L interesează asta. Fraților, privirea, în primul rând, este îndreptată spre lucrarea Domnului Iisus Hristos și spre persoana Lui. Și în tot planul ăsta apare un element pe care Apostolul Pavel îl introduce de-a lungul capitolelor, și anume poporul Israel. Ne-am tot întâlnit cu poporul Israel. Ce treabă avem noi cu poporul Israel? Și Emi Alboiu, acum câteva duminici, a încercat să explice un pic de ce este important pentru noi să știm cum lucrează și cum a lucrat și cum va lucra Dumnezeu cu poporul Israel. Și Florin, data trecută, a amintit modul în care neamurile au fost altoite în planul acesta de mântuire început cu poporul Israel. Dumnezeu l-a început și a ales un popor, o națiune de pe întreg pământul, fără să aibă nimic în sine care să-L atragă pe Dumnezeu. Nu erau mai credincioși, nu erau monoteiști, nu erau mai aproape de calea adevărului, nu erau mai morali, mai etici, nu mergeau mai mult la adunare decât alții, ci pur și simplu Dumnezeu i-a iubit pentru că i-a iubit. Și atunci, întrebarea se pune, și am zis și data trecută, dacă poporul ăsta ales de Dumnezeu, a fost ales de Dumnezeu, într-adevăr, pentru mântuire, de-a lungul Vechiului Testament și ajungem în Noul Testament. Întrebarea este, de ce când a venit Mesia, Ioan 1, ai săi, nu L-au primit? A venit la ai săi și nu L-au primit.
De ce nu există credința așteptată din partea celor aleși? Poporul ales trebuia să creadă, trebuia să fie primul care să creadă în Mesia. Și totuși nu a fost asta. Și atunci Apostolul Pavel spune și oferă cumva o explicație față de poporul Israel, și anume, poporul Israel este într-o perioadă de orbire, de împotrivire temporară și parțială. Parțială în sensul că nu toți din poporul Israel sunt necredincioși, ci totdeauna a fost o rămășiță și au fost unii care au crezut în Domnul Iisus, și chiar și astăzi sunt unii din poporul Israel care cred în Mesia, în Domnul Iisus Hristos, la fel cum credem și noi. Ei, și cumva ajungem în capitolul 9, unde Apostolul Pavel spune că toată împietrirea aceasta este în voia lui și planul lui Dumnezeu, a poporului Israel, pentru ca noi, neamurile, capitolul 10, și rămășița din Israel, să fim uniți, să formăm biserica lui Hristos, și după care planul cu Israel în paralel va continua și Dumnezeu va avea un plan separat cu, și special cu poporul Israel până la capăt. Și ajungem în capitolul 11, unde ni se spune despre altoirea asta, așa cum a spus și Florin data trecută, altoirea noastră a neamurilor în copacul ăsta, în pomul care este al mântuirii și al poporului ales, al celor aleși de Dumnezeu pentru mântuire, am fost adus și dintre neamuri și nu cu lauda noastră. Din nou, Pavel atrage atenția și începem versetul 25. Fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Există pericolul ca uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu sau neuitându-ne, să ne dăm cu părerea la ce se întâmplă, la ce face Dumnezeu. E gratis. Toată lumea își dă cu părerea. Oh, putem să și postăm pe Facebook, pe Insta, Twitter. Sigur, ne dăm cu părerea. Ce s-a întâmplat cu creația? A fost milioane de ani. Ce se întâmplă cu pandemia? E făcut în laborator. E de la Liliac. E de la Uniunea Europeană. E de la Statele Unite ale Americii. E de la Anticrist. Sigur, ne dăm cu părerea. Fraților, spune Apostolul Pavel, uitându-vă la tot planul lui Israel, vă rog frumos, spune Apostolul Pavel, nu vă socotiți singuri înțelepți. Haideți să ne uităm în Scriptură, spune Apostolul Pavel. Și vrea să atrag atenția de la ceea ce oamenii pot să creadă și să facă spre măreția lui Dumnezeu. Și mesajul textului din capitolul 11 vorbește exact despre asta, măreția lui Dumnezeu. Așa frumos se încheie, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cât de nepătrunse sunt căile tale. O! Pavel rămâne fără cuvinte și trebuie să folosească interjecții. O! Asta e concluzia. După ce desfășoară tot planul lui Dumnezeu și vorbește despre modul în care se face mântuirea cu neamurile, cu Israel. O! Nu mai știu ce să mai zic. Adâncul bogăției și științei și înțelepciunii lui Dumnezeu. Și atunci Pavel atrage atenția asupra trei lucruri, două poate, sau chiar trei, în care se vede măreția lui Dumnezeu. Și anume, măreția lui Dumnezeu arătată în planul lui cu poporul Israel, asta este de la versetele 25 și până la 29, este vorba despre planul lui Dumnezeu cu poporul Israel și cum e măreția lui Dumnezeu arătată acolo. Și apoi, măreția lui Dumnezeu arătată prin îndurarea pe care Dumnezeu o oferă și e nemeritată de nimeni. Da? Asta e de la 30 până la 32. Și apoi ultima parte este măreția lui Dumnezeu ca scop universal. Trei părți. Și în prima parte este măreția lui Dumnezeu arătată în planul ăsta cu poporul Israel. Îl ținem pe poporul Israel lângă noi,
pentru că și Dumnezeu îl ține. Și o să vedem de ce. Poate ni se pare distant și poate mai aruncăm câteodată o rugăciune pentru pacea poporului Israel, ca orice popor. Însă poporul acesta este poporul ales de Dumnezeu și Dumnezeu continuă să lucreze în istoria lor și în modul în care ei sunt formați și continuă să se îndrepte spre o țintă hotărâtă dinainte de Dumnezeu. Și Pavel începe aici. Fraților, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu vă dați cu părerea încă. Să nu credeți, și spune și în altă parte, să nu credeți că cuvântul lui Dumnezeu a rămas fără putere. Să nu credeți că promisiunile lui Dumnezeu, pentru că întrebarea e, ok, atunci Dumnezeu și-a schimbat privirea, a ales un popor, poporul Israel, a dat kix, a eșuat, evident, planul lui Dumnezeu, pentru că poporul Israel nu a crezut în Mesia exact. În punctul culminant a eșuat și așa cum am auzit, l-au răstignit evreii, au participat, deși în spate era planul lui Dumnezeu care se împlinea, evreii au strigat, răstigniți-l pe cel care trebuia să le dea viața. Au fost aleși cu mii de ani în urmă exact pentru scopul ăsta, să-l recunoască, să creadă, în fața lor era împăratul, Mesia mult așteptat, tot Vechiul Testament vorbea despre el, când a venit, l-a omorât. Bun, și atunci înseamnă că s-a dus totul, o luăm de la zero. Și atunci erau unii care ziceau, bun, atunci înseamnă că Dumnezeu și-a schimbat planul, promisiunile din Vechiul Testament nu mai sunt valabile, ne uităm spre neamuri, probabil a văzut Dumnezeu că suntem mai vrednici decât Israelul, s-a lămurit cu aia și atunci, bineînțeles că se uită la noi, că noi am crezut. Și erau unii care se socoteau singuri înțelepți și făceau interpretări a ceea ce se întâmplă în lume, fără să se aplece cu seriozitate asupra Scripturilor. Pentru că unul dintre semnele interpretării greșite a Bibliei, mereu m-am întrebat, de ce sunt atâtea interpretări greșite? Că aici e toată treaba între biserici și între culte și între frați, chiar și între surori. Interpretări greșite. Și Pavel spune aici, unul dintre semnele că ești pe o interpretare greșită a Scripturii și a Cuvântului Lui Dumnezeu, este că vei ajunge la mândrie. Este că vei ajunge spre tine și nu-L vei înălța pe Dumnezeu. Te vei socoti singur înțelept. Fraților, nu vă socotiți singur înțelepți. Evenimentele din jurul nostru trebuie socotite, trebuie trecute prin filtrul Scripturii. Suferința din viața noastră trebuie pusă față în față cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși despre ea. Familia noastră trebuie pusă față în față cu ceea ce spune Dumnezeu despre familie. Păcatul nostru, unde se regăsește? În cursivitatea Scripturii. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Istoria întreagă este istoria lui Dumnezeu scrisă pe paginile Scripturii. Noi nu smulgem din partea lui Dumnezeu revelație atâta timp cât El nu vrea să se descopere. Ceea ce noi primim este pentru că El vrea să se descopere și ceea ce El a descoperit, noi căutăm să înțelegem. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Suntem dependenți de ceea ce Dumnezeu ne dă. Și asta este un îndemn și o chemare pentru noi, să ne apropiem de Biblie, de Scriptură. Chiar în vremea asta în care trăim și ne dăm cu părerea despre fel și fel de situații, că știm noi cazuri, știm alte cazuri, am auzit, am citit, am studiat, dar hai să studiem și Biblia. Nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vă dați cu părerea, spune Apostolul Pavel. Pentru că vreau să știți o taină. Trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să nu știți, spune Apostolul Pavel. Nu sunt taine pe care noi să nu le știm. Trebuie să le cunoaștem, trebuie să studiem Scriptura. Chemarea este la a studia ceea ce Dumnezeu a descoperit deja. Dacă a descoperit, nu înseamnă că deja am studiat și am înțeles. Da?
spune Apostolul Pavel despre, începe să îi treacă pe frații ăștia și pe noi, frații din Roma și pe noi, să îi treacă prin planul acesta lui Dumnezeu cu Israel. Și să vedem dacă se vede măreția lui Dumnezeu acolo. Și spune așa Apostolul Pavel, știți că o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. O parte din Israel, da, e parțială, și va ținea până când? Până la un timp. E temporară. Și asta se întâmplă cu Israel. Planul lui Dumnezeu are o secvențialitate care se împlinește. O progresie, o cadență pe care El o știe și o ține cu sfințenie. Nu există ceas elvețian care să meargă cu așa sfințenie cu care merge planul lui Dumnezeu și atât de minuțios și meticulos cum este Dumnezeu cu fiecare element din istorie, din univers. Niciun individ din Biserica Agape, din București, din România, din lume nu este trecut cu vederea în planul lui Dumnezeu, fie pentru binecuvântare, fie pentru pierzare, pentru pedeapsă, fie pentru mustrare, fie pentru învățătură, fie pentru milă, pentru îndurare, pentru har. Este Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor. Și chiar în privința poporului Israel, deși pare că poporul Israel este dat la o parte, haideți să ne aducem aminte de poporul Israel. Și să ne aducem aminte că, în primul rând, Dumnezeu și-a ales un popor, a căzut în neascultare poporul Israel și atunci Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre neamuri, vorbind în mod general. Și spune aici Apostolul Pavel, până va intra numărul de plin al neamurilor. Când numărul de plin al neamurilor se va fi împlinit, există un număr știut de Dumnezeu, dintre neamuri, a celor care cred în Domnul Iisus Hristos. Când numărul de plin al neamurilor se va fi împlinit, atunci privirea generală a mântuirii lui Dumnezeu se îndreaptă din nou spre poporul Israel. Cu alte cuvinte, deplinătatea mântuirii neamurilor va declanșa mântuirea lui Israel. Deplinătatea mântuirii lui Israel va declanșa împărăția lui Dumnezeu. Suntem acum în perioada în care poporul Israel, așa cum spune aici, este vrăjmaș Evangheliei. Poporul Israel, ca națiune, în general, din nou, nu excludem sau excludem rămășița rămasă prin har și rămășița de care a avut mereu grijă Dumnezeu din vechime până în zilele noastre, să creadă, să fie credincioasă și să creadă în Domnul Iisus și în Dumnezeu. Dar poporul Israel, ca națiune, ca majoritate, este vrăjmașă Evangheliei în perioada în care trăim acum. Pentru ca neamurile să primească mântuirea, să aibă parte de îndurare, când neamurile vor intra în numărul de plin al celor care cred, va fi răpirea bisericii. Da? Astea sunt evenimentele care urmează. Noi asta așteptăm. Răpirea bisericii, 1 Tesaloniceni 4, Apocalipsa 4, 3, Ioan 14, 16, unde ni se spune că biserica va fi răpită de pe pământ. În momentul în care biserica va fi răpită de pe pământ, formată și dintre neamuri, și dintre evrei credincioși, pe pământ va izbucni necazul cel mare de 7 ani ca o judecată în mod special pentru poporul Israel. Și Ezechiel 20 spune, îmi voi îndepărta, voi judeca, îmi voi îndepărta pe cei necredincioși din poporul meu. Și ce va rămâne după necazul cel mare va fi, versetul 26, tot Israelul va fi mântuit. Tot Israelul de atunci, care va trece de necazul cel mare, va fi mântuit. Și atunci se va declanșa împărăția lui Dumnezeu de 1000 de ani, în care Domnul Iisus va domni împreună cu cei credincioși pe pământ. Ăsta este planul lui Dumnezeu cu privire la Israel.
Și căile lui mi se par de neînțeles. De ce să fac atâta mișcare, ba între neamuri, ba între Israel? Nu putea să-i aleagă pe cei credincioși deodată, știind cine sunt. În fine, nu mai era distinția asta între neamuri și Israel. Însă ne aducem aminte de concluzia lui Pavel. Ce putem să zicem decât o? Adâncul bogăției și științei lui Dumnezeu și a înțelepciunii lui. Bun. Mergem mai departe. Tot Israel va fi mântuit după cum este scris. Și Israelul va fi mântuit și fiecare credincios își găsește cumva mângâierea și alinarea în promisiunile lui Dumnezeu. Am vrea să le căutăm în Biblie. Nu știu cât de apropiați suntem de Scriptură și vorbesc și în dreptul meu. Dar dacă ne-am găsit într-adevăr promisiunile în Scriptură, am avea mai puțin timp pentru alte lucruri greșite. Dacă ne-am găsit într-adevăr și am căutat să înțelegem ceea ce spune Dumnezeu în cartea asta, în Biblie, am fi mult mai încurajați decât am citit 50.000 de statistici. Dacă am putea să-L vedem pe Dumnezeu cum rămâne același neclintit de-a lungul veacurilor, dacă am putea să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind stăpân peste toate lucrurile și credincios promisiunilor Lui, va fi mântuit pentru că este scris. Este scris deja. Promisiunile Lui rămân valabile, izbăvitorul va veni din Sion, va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Versetul 28, ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru. E ciudat să știi că poporul ales al lui Dumnezeu este vrăjmaș Evangheliei. Și am auzit pe unii, chiar am auzit recent, nu-i dau numele, dar un predicator destul de cunoscut, care a zis, eu urăsc poporul Israel. Pentru că și ei îl urăsc pe Dumnezeu și îl urăsc pe Hristos și sunt vrăjmași. Și trebuie să urâm pe cine urăște pe Dumnezeu. Numai că versetul 28 spune, în ceea ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și într-adevăr sunt într-o orbire și nu-L văd pe Domnul Iisus Hristos, însă aceasta este temporar și este cu un scop spre binele neamurilor, ca îndurarea să se îndrepte și mântuirea să se îndrepte spre neamuri. Altfel, nu am fi fost incluși în planul de mântuire, așa că, într-un sens, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru orbirea și împietrirea poporului Israel. Dar, în ce privește alegerea, sunt iubiți. Sunt iubiți. Interesantă dihotomie, vrăjmași. Iubiți. Și cumva ne regăsim și noi în comparația asta și în descrierea asta. Am fost vrăjmași cu toții față de Evanghelie. Și suntem iubiți, dar nu suntem iubiți pentru că am făcut noi ceva. Și ar fi bine să ne aducem aminte de lucrurile astea, așa cum am auzit și înainte. Suntem iubiți pe baza legământului lui Dumnezeu și a promisiunilor Lui. Dumnezeu este singurul care își ține legământul și care știe să trăiască conform unui legământ. Noi nu știm să trăim conform unui legământ. Uitați-vă la căsniciile noastre. Ce angajamente frumoase am scris și am compus la nuntă. Am căutat tot Google-ul să fie cât mai pompos și te iubesc până la sfârșitul vieții și voi sta lângă tine, indiferent de rău sau bine. Și în momentul în care m-a călcat pe nervi, am plecat și am trântit ușa. Unde-i legământul? Dumnezeu este singurul care știe să trăiască după legământ și niciodată nu va trece peste promisiunile Lui, pentru că este scris.
este scris. Ceea ce privește alegerea, sunt iubiți. Sunt iubiți din pricina părinților lor, din pricina promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Vezi, Geneza 15, e acolo o imagine incredibilă, unde Dumnezeu îi spune lui Avram, uită-te pe cer și numără stelele. Acum, părerea mea e că era un pic de ziua atunci și nici nu se vedeau stelele, nu avea cum să le numere, dar e clar că nu putea să numere stelele. Așa va fi poporul tău. Așa va fi poporul născut din tine. Și Dumnezeu trece și împlinește singur legământul de acolo din Geneza 15. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Nu-i pare rău, ăsta este fără pocăință, fără schimbare. Și acum, trei scurte lecții, înainte să trecem mai departe, din măreția lui Dumnezeu văzută în planul lui Israel. În primul rând, ne aducem aminte de Dumnezeu ca fiind suveran și fiind stăpân. Doi, îl vedem pe Dumnezeu ca fiind credincios. Și trei, îl vedem pe Dumnezeu ca fiind tată iubitor. Îl vedem pe Dumnezeu ca fiind suveran. Toată istoria, tot planul, toate evenimentele din viața noastră sunt subscrise și pe deplin controlate și orchestrate de mâna lui Dumnezeu. Nu știu dacă credem asta. În biserica Agape de aici se spun lucrurile astea destul de des și poate că a ajuns așa un mecanism de încurajare superficială. Toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Toată istoria, deși pare cu scăpări și pare cu ciume și cu pandemii și cu greutăți și cu morți și cu războaie, toată istoria, în fiecare secundă a ei, este ținută și stăpânită și hotărâtă de unul singur care e înțelept. Roman 15. Unul singur este înțelept. Dumnezeu. Nimeni nu este dat uitării, Dumnezeu nu se schimbă, nu doarme, nu minte, nu se retrage, nu a murit. Dumnezeu este același, neschimbat și ne aducem aminte că El este deasupra tuturor lucrurilor. Este deasupra Uniunii Europene, este deasupra Statelor Unite ale Americii, este deasupra conducătorilor lumii, este deasupra împăraților, este deasupra doctorilor, este deasupra miniștrilor, deasupra prim-miniștrilor, deasupra președinților. El este ultima autoritate a noastră. Citeam zilele astea ce a scris Luther pe vremea lui, când și el a trăit un pic de pandemie din asta de ciumă. Și, în fine, ciuma asta a începuse prin 1300, a dispărut temporar, a reapărut în 1400, a dispărut iarăși, a apărut în 1500 și a apărut și prin 1600 și a prins-o și Luther. Interesant că abia prin 1918 s-a găsit o explicație pentru ce s-a întâmplat cu sute de ani în urmă, deci mai avem de așteptat vreo 400 de ani să se găsească explicația la pandemia de astăzi. Dar Luther, în contextul ăla al credincioșilor confuzi și temători și descurajați, Luther a scris o mică broșurică și nu vreau să zic ce a scris el acolo, mai multe lucruri și tehnice și spirituale, dar parafrazând pentru ziua de astăzi, Luther ar zice: fraților, spălați-vă pe mâini, purtați masca, păstrați distanța, el spune asta, nu mă duc unde nu sunt chemat, dar, ar spune Luther, încredeți-vă în Dumnezeu și iubiți-vă aproapele. Dacă aproapele vostru are nevoie de voi, mergeți. Și fiți lângă El. Încredeți-vă în Dumnezeu ca autoritate ultimă și stăpân. În al doilea rând, îl vedem aici în text pe Dumnezeu ca fiind credincios promisiunilor Lui. Nici o promisiune nu s-a anulat, nu s-a
amânat, nu s-a dat la o parte. Dumnezeu nu a abandonat lumea în mâinile nimănui. Nu a slăbit, cuvântul lui nu a rămas fără putere. Să ne găsim promisiunile în cuvântul lui Dumnezeu și să ne agățăm de ele. Și trei, îl vedem pe Dumnezeu ca fiind un tată iubitor. Poporul Israel este iubit. Mă bucur că e Eliza astăzi aici. Din când în când, nu mai știu exact data, o dată pe an, e Duminica Orfanului. Duminica viitoare, e Duminica Orfanului. Și o vedeți din când în când pe Eliza venind aici, ținând un discurs foarte, să zic, așa cu o trăire intensă din partea ei, se vede că e pasionată de ce face. Și vorbește despre adopție. Și vorbește despre cei orfani, abandonați de părinți, care sunt adoptați. Eu nu știu exact cum se petrece toată procedura asta. Am vorbit cu Eliza de multe ori, mi-e teamă să adopt, deși am discutat de multe ori despre tema asta. Dar mă gândesc, sunt multe controle înainte de a adopta, multe investigații, vizite și se bifează niște condiții acolo. Părinții care urmează să adopte au casă, check. Câți metri pătrați pentru copil? Check. Resurse materiale? Check. Nu știu, distanța, mașină, haine, lucruri din astea cumva care să-i confere copilului un trai bun. Însă mă gândesc, și nu știu, Eliza, dacă poți să ne zici, cum pot să verifice inspectorii dacă părinții își iubesc copilul adoptat la fel de mult ca pe cel natural. Se face monitorizare. Tot așa, cu check, dacă n-a fost aruncat în șanț, dacă are hainele curate, dacă e spălat. Și din asta ar fi cumva niște indicii că îl iubesc. Dar oare cine știe inima părinților și inima celui adoptat? Dumnezeu, nu numai că ne-a mântuit, putea să ne mântuiască ca pe ultimul oameni și eram tot veșnic recunoscători. Dar nu numai că ne-a mântuit, ne-a inclus în familia Lui. Suntem numiți copii ai Lui. Și asta era de ajuns. Putem să fim numiți copii ai Lui. Asta e copilul ăla, adoptatul. Nu-l iubim așa mult, dar îi dăm de mâncare. Și eram tot veșnic recunoscători. Dar e mai mult de atât. Dumnezeu promite că ne iubește. La fel de mult ca pe copiii lui natural, adică poporul Israel și adică în cele din urmă Domnul Iisus Hristos însuși. Versetul 30. Trecem la măreția lui Dumnezeu. Cum se vede ea în îndurarea oferită de Dumnezeu și nemeritată de nimeni. De 4 ori se repetă cuvântul ăsta, îndurare, în 3 versete. După cum voi odinioare n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin ascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă să capete și ei îndurare, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Da, fericirea și îndurarea. Am citit mai devreme. Mă vor însoți în toate zilele vieții. E bine să ne aducem aminte, cum spunea și Cristi mai devreme, să ne aducem aminte că mântuirea noastră nu înseamnă altceva decât îndurare din partea lui Dumnezeu. E bine să ne aducem aminte sloganul ăsta, nimic afară de îndurarea lui Dumnezeu. Nimic afară de îndurarea. Dacă am ști, dacă am conștientizat, cum zicea Cristi mai devreme, dacă am conștientizat de unde ne-a scăpat Dumnezeu pe fiecare, la modul serios, am vorbit
data trecută când ne-am întâlnit cu familiile tinere, am vorbit un pic despre modul în care Pavel se vede în 1 Timotei 1 cu 17, începând de la 12, modul în care Pavel chiar se vede ca fiind primul dintre păcătoși. Primul dintre păcătoși. Dar, spune Pavel de două ori acolo, mulțumesc lui Dumnezeu că prin îndurarea lui și apoi eu fiind primul dintre păcătoși, Hristos a venit să moară pentru cei păcătoși, dintre care cel întâi sunt eu, dar, iarăși, am căpătat îndurare, nu pot să zic nimic. Și dacă am vedea lucrurile așa, cred că mi s-ar răspunde mult mai ușor la multe întrebări și neliniști. Măreția lui Dumnezeu se vede în faptul că acordă îndurare nemeritată de nimeni. Sunt multe întrebări pe care le primim fiecare. De exemplu, de ce Dumnezeu, știind că omul o să cadă în păcat, a mai creat omul și e toată istoria asta pe care o lasă să se desfășoare? De ce n-a pus punct de atunci de la căderea în păcat sau să nu mai creeze omul și rămânea Dumnezeu acolo, în Trinitatea Lui? Unul dintre răspunsurile posibile este tocmai ăsta, pentru ca Dumnezeu să-și arate îndurarea. Pentru că îndurarea se arată în contextul neascultării. Se vorbește aici despre neascultare și despre ascultare. Îndurarea se arată în contextul neascultării, în contextul păcatului, în contextul căderii, în contextul slăbiciunii. Urât loc și tragic loc este să te crezi că nu ai nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Și au mai fost unii și sunt unii dintre cei cunoscuți de noi care spun, o parte e îndurarea lui Dumnezeu, dar am și muncit. Nu scalții. E bine să ne aducem aminte că este nimic afară de îndurarea lui Dumnezeu. Nu știu de câte ori în Vechiul Testament se repetă sloganul ăsta, laudați pe Dumnezeu căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Căci în veac ține îndurarea Lui. Dacă psihologia ne îndreaptă cumva cu gândul spre interiorul nostru și să găsim în noi o soluție pentru sufletele noastre și pentru neliniștea noastră, Biblia ne îndreaptă privirea spre exteriorul nostru și să găsim pe cineva care poate să ne ajute cu sufletul și acesta este Dumnezeu. Așa că nicăieri nu se arată mai mult măreția lui Dumnezeu parcă decât în îndurarea pe care o acordă. Sigur, e măreț Dumnezeu când pedepsește? Este. E măreț Dumnezeu când creează? Este. Este măreț Dumnezeu când lucrează în providența Lui, când ține toate lucrurile? Este. Dar când stă față în față cu un păduche de om și ar putea să-l zdrobească pentru că merită și nu îl zdrobește, ci îl adoptă și îl iubește prin jertfa Domnului Iisus Hristos, parcă măreția e și mai mare. Și asta e o lecție și pentru noi. Mari sunt aceia, nu care se folosesc de puterile lor, ci care le abandonează spre binele celuilalt. Măreția lui Dumnezeu văzută în îndurarea nemeritată de nimeni. Și trecem repede, nu mai stăm, trecem la ultima parte. Ultima parte, într-adevăr, grea, dar cu adevărat frumoasă, și anume măreția lui Dumnezeu văzută ca un scop universal. Una dintre, de fapt, primul eseu pe care a trebuit să-l fac la facultate a fost pe Romani 11 cu 36, cu titlul Din El, prin El și pentru El. Am stat, cred că, 3 zile doar cu titlul scris. Stăteam la Peter atunci, cred că a intrat de vreo 2-3 ore în cameră. Tu la titlu ești? Da. Cum să încep? Din El, prin El și pentru El.
Ce să zici? Da, gramatical, contextul, da, e din el, e... Da, și a putea să zicem, nu, prima parte e din el, toate lucrurile își găsesc originea în el, în planul lui Dumnezeu, în felul cum ține. Prin el, da? Prin îndurarea, prin Domnul Iisus Hristos sunt toate lucrurile și îndurarea este prin el. Pentru el este un scop universal pentru el, da? Numai că Pavel rămâne mut la partea asta. Eu fac eseuri. Toate lucrurile au ca scop final slava lui Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Psalmul 19. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume, tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Psalmul 72. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Isaia 43. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un îndelemn de bucurie, în locul plânsului o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit ca să fie numiți terebinți, dita mai copaci, dita mai stejare, terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului. De ce? Ca să slujească spre slava Lui. Asta e Isaia 61. Dar Iisus, zicem în Ioan, Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Apoi, a lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Roman 16. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, 1 Corinteni 10. A lui să fie slava în vecii vecilor, amin, Galateni 1:5. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor, amin, Efeseni 3:21. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor, amin, Filipeni 4:20. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. 1 Timotei 1:17. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, spune Pavel, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Evrei 13. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. 1 Petru 4. Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Devine supărător? Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Poate începem să înțelegem că nu e vorba despre noi. Poate începem să înțelegem că în toate lucrurile ochii noștri se îndreaptă cu uimire spre măreția lui Dumnezeu. Și ce este interesant este că Apostolul Pavel rămâne mut de uimire în partea asta și încearcă și el să descrie cumva măreția căilor și a planului lui Dumnezeu și încearcă să-L vadă pe Dumnezeu cu adevărat cine este și încearcă să îi supună toate lucrurile și încearcă să se descătușeze și să aibă încredere în singurul care merită încrederea. Pentru că nu contează, așa cum spune Luther, cât de mare este credința noastră, ci contează cât de mare este cel în care ne-am pus credința. Însă Pavel, văzând toate lucrurile astea, el nu zice Dumnezeu este misterios și e tainic și ascuns
Și e măreț pentru că are multe lucruri ascunse pe care nu le știm și atunci probabil că e măreț. Nu zice asta. Ci el îl laudă pe Dumnezeu și dă toată slava bazat pe ceea ce cunoaște despre Dumnezeu. Cred că Mark Twain a zis, eu n-am probleme cu lucrurile pe care nu le cunosc, am probleme cu lucrurile pe care le știu, pe care le cunosc. Pentru că Pavel s-a uitat în Scriptură și l-a văzut pe Dumnezeu ca fiind măreț și a rămas mut de uimire. Așa, noi mai căutăm lucruri extra ca să rămânem uimiți, extra biblice, extra senzoriale, extra normale. Însă, îndemnul este să-L căutăm pe Dumnezeu în Scriptură ca fiind măreț. Dacă nu e Dumnezeu măreț în modul în care noi abordăm Scriptura, e o problemă. Pentru că Pavel rămâne mut atunci când se uită la planul lui Dumnezeu, împlinindu-se cu Israelul și împlinindu-se cu neamurile. Și modul în care căile lui par neînțelese și totuși rămâne stâncă, neclintită. Isaia 55. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Și cât de sus sunt cerurile față de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre și căile voastre față de căile mele. Și apoi ni se spune că în contextul acesta, după cum ploaia cade din cer, tot așa și cuvântul meu trebuie să vină din cer spre noi și să se întoarcă cu rod spre el. Suntem dependenți de Scriptură, de ceea ce el ni se descoperă și noi venim la el cu recunoștință și cumva uimiți de măreția pe care și-a descoperit-o față de fiecare dintre noi. Dumnezeu, într-adevăr, să primească toată slava în veci. Amin.